Și desigur ajungem la al treilea miracol, care este te iubesc. Am pornit cu iartă-mă, se schimbă vibrații. Am continuat cu mulțumesc, lucrurile se încălzesc, e o căldură aici, este ca acasă. Ei bine, la te iubesc, tot universul se naște. Vreți să înviați o relație? Spuneți te iubesc. Celălalt strâmbă din nas. Spune-i cât de mult îl iubești. Poate că nu simți asta. Nu simt asta. Din nou ne întoarcem. Sunt o ființă autentică. Spune-o. Și mai și zâmbește puțin. Să vezi cum se schimbă lucrurile. Pentru că adevărata iubire nu ține cont de etichetele pe care le punem pe relație așa cum vrem noi. Adevărata iubire cuprinde întreg universul. Prea mult, întreg pământul. Prea mult, întreaga Europa. Prea mult și asta, întreaga Românie. Și asta e prea mult și eu nu cred asta, întregul oraș în care te afli. Și asta e prea mult. Întregul cartier, poftim. Nu cred. Bine, și asta e prea mult. Întreaga casă. Dacă te iubescul tău nu cuprinde întreaga casă, pune și testează și o să vezi cum întreaga casă începe să strălucească atunci când începi să spui te iubesc. Tot praful se duce, toate bosunflările se duc. Dacă mai și zâmbești, pui și o muzică și începi să dansezi. Spunem că căutăm în toate felurile secretul fericirii, cum să fim fericiți pe pământ. Ai aceste lucruri la îndemâna ta mereu. Pune-le în aplicare. Iartă-mă, mulțumesc, te iubesc. Zâmbește. Pur și simplu zâmbește. Zâmbește când ești trist. Și o să vezi că nu mai ești trist. Aplicați aceste lucruri. De aceea vi le spun. Puneți-le în aplicare. Și dacă nu funcționează, puteți să-mi scrieți.